Manifestările dedicate omului politic buzoian Alexandru Marghiloman au culminat astăzi cu o zi în care invitații au petrecut ca în vremurile bune. Cu peste 100 de ani în urmă, la Palatul Marghiloman veneau oaspeți de mare clasă, încântați de frumusețea domeniului întreținut cu multă grijă de Alexandru Marghiloman, Lordul Valah. Regele Ferdinand și regina Maria au fost oaspeți la Buzău, unde regina a revenit de mai multe ori fermecată de parcul imens cu Heleșteu, de caii de rasă și de luxul stilat din Vila Albatros. Primăria a organizat astăzi în Parcul Marghiloman o zi care să amintească de vremurile bune, în care aici aveau loc adevărate acte de cultură. Încercăm să trăim frumos în Buzău, să organizăm evenimente de calitate, lumea să știe ce am fost odată, să știe că nu ne-au putut schimba câteva decenii de comunism, să știe că aristocrația nu era dușmanul de clasă al poporului, ci un motor pentru societatea românească, care a adus civilizație, cultură, confort și un mod de viață care poate fi un model de urmat. Ziua a început cu o conferință dedicată personalității deosebite a marelui om politic buzoian, semnatarul documentului Unirii Principatelor Române, în calitate de prim-ministru al României. Invitații au asistat apoi la un adevărat regal de muzică clasică. Un concert extraordinar cu valori ale Buzăului, Odora Gaetanović cântând muzică clasică cum n-am auzit pe cineva de aici să transmită cu atâta forță un mesaj de civilitate și de cultură. Și recunosc, și fiul meu a acompaniat la una din melodii și cred că a făcut o treabă bună. Apoi Quartetul Incantare, care a oferit un concert și acum continuă în câteva minute să cânte pentru adunarea frumoasă de față. Pentru că ziua a fost frumoasă, de adevărată primăvară, oaspeții au fost invitați la un picnic pe pajiștea din fața Vilei Albatros, străjuită de statuia lui Alexandru Marghiloman. Marghilomana, cafeaua inventată de stăpânul conacului, care, aflat la vânătoare și neavând apă la îndemână, a fiert cafeaua în coniac, a fost vedeta momentului. Avem și această moștenire la Buzău, celebra cafea marghilomană. Într-adevăr, i-am spus să pună puțin rom, nu foarte mult, însă bănuiesc că rețeta poate fi upgradată. Ar fi frumos ca în anii următori să păstrăm această tradiție, nu știu, poate chiar să încetățenim zilele Marghiloman la Buzău, pentru că, iată, centenarul va trece, evenimentele dedicate centenarului vor deveni istorie. Și în anii următori, cred că ar fi bine să reînviem această tradiție a domeniului Marghiloman, poate odată cu revitalizarea și a grajdurilor și a acestui superb parc, astfel încât, de ce nu, să avem un model de garden party și la Buzău pe domeniul Marghiloman. Irina Vlăduca Marghiloman, strănepoata a stăpânului domeniului, a îndeplinit rolul de gazdă cu naturalețea și noblețea strămoșilor săi. Nu am crezut și am hotărât că aceste asemenea evenimente vor continua, chiar și cu un bal, pentru că este într-adevăr un vis. Și îl vom duce și pe ăsta mai departe. Vom face un bal caritativ și poate alte picnicuri. De ce nu?
Tot caritativ, bineînțeles. Este un loc extraordinar de frumos. Da, și că înțeleg că o să fie și mai frumos când o să fie. De câte ori este nevoie și, bineînțeles, când este ceva ce vrem să organizăm. Bineînțeles, cu mare plăcere. Vă spun, e impresionant. Evenimentul de astăzi a dovedit cu prisosință că domeniul Marghiloman poate deveni cu adevărat centrul cultural al Buzăului și o destinație atractivă pentru turiștii români și străini.